Slăviți să fie Domnul. Amin. Pentru frată prezență aici, mă adresez cu binecunoscuta formulare, iubiți frați în Domnul Iisus, Domnul să vă binecuvânteze. Amin. În eventualitatea că și alți frați și alte surori ne ascultă slujirea noastră și participă cu noi, și pentru ei mă adresez, frați și surori, Domnul să vă binecuvânteze. Aș vrea să ne ridicăm în picioare să citim un cuvânt din Sfânta Scriptură din Ioan, capitolul 20, și anume începem citirea cu versetul 24. Toma, zis Geamă, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuilor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, fac-te vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul în coate și uite-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis, Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferici de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Debutăm astăzi cu această slujire transmisă fraților noștri și surorilor noastre din biserică, încercând să ne adaptăm într-un fel la condițiile care sunt, la legile care au fost date, la criza asta prin care trecem și care a făcut parcă să fie mai important în ochii noștri părtășia, un salut, o strângere de mână, o îmbrățișare, de care acum nu avem voie să le facem. Nu știm cât va dura perioada aceasta, noi dorim ca Domnul să aducă iarăși acele revărsări de har și părtășii cu frații, dar încercăm să ne adaptăm la vremurile acestea și Dumnezeu să binecuvinteze pe frați, pe surori care ne ascultă și încredințările noastre să fie după cuvântul lui Dumnezeu. Nu vreau să-mi dau cu părere asupra celor ce se întâmplă, că am mai făcut-o și am greșit, de aceea vor rămâne la cuvântul scris al Scripturii. Am ales textul acesta și am câteva gânduri foarte scurte, referitor la activitatea pe care a avut-o Domnul Hristos după Înviere. La întâlnirile pe care le-a avut El, eu într-un singur cuvânt aș defini toată această activitate ca o încercare de recuperare. În viața noastră au loc diferite evenimente. De fapt, viața noastră este o sumă de evenimente. Unele mai neimportante, altele foarte importante, care ne șlefuiesc caracterul nostru. Trăim acum în perioada, în amintirea anilor, a sărbătorilor acestora de moartea, învierea Domnului Iisus, de arătările Domnului Iisus ucenicilor după învierea sa. Și mă repet, eu cred că toată acțiunea aceasta a fost o încercare de recuperare. La Ierusalim au avut loc niște evenimente care au marcat societatea de acolo. Și oamenii s-au comportat diferit la aceste evenimente. Ne gândim la guvernatori, la Irod, la Pilat, la ostași romani, care erau într-un fel deranjați de activitatea acelui tânăr predicator cu numele de Iisus Hristos. Iisus era acuzat de mai mare norodul că se proclamă rege, că se vrea împărat, că îndeamnă poporul la răzmeriță, la răscoală, să nu plătim bir cezarului. Ori oamenii aceștia aveau o neliniște a lor, aveau problemele lor, erau guvernatori. Și când Hristos a fost răstignit, oamenii aceștia au găsit liniștea. Mai mare norodul, preoțe, soborul, erau și ei deranjați de activitatea Mântuitorului, de predicile lui, de acuzațiile care se aduceau, de faptul că legea lui Moise era pusă în pericol, era periclitată însăși religia lor. Și când Hristos a murit, ei s-au văzut în liniște. Dar o altă categorie de oameni, ucenicii Domnului, femeile, prietenii Domnului Iisus Hristos, trăiau alte stări. Odată cu moartea, cu răstignirea Domnului,
În viața acestor oameni s-au produs niște lucruri, au trăit un eveniment care i-a traumatizat într-un fel. Le-a schimbat cursul vieții. Ori Domnul aceștia au venit, acestora li s-a arătat, încercând să-i recupereze din starea în care au ajuns ei. De aceea se arată femeilor în dimineața învierii, de aceea se arată ucenicilor când erau cu ușile încuiate de frica iudeilor, de aceea călătorește spre Emaus cu doi ucenici care inițial nu l-au cunoscut până la frângerea pâinii, de aceea după 8 zile vine ca să recupereze și pe Toma, care nu era prezent la prima întâlnire a fraților. Deci activitatea Domnului Iisus Hristos era una de a recupera pe cei dragi, de a restabili sentimentele lor care trebuiau să le aibă. Ucenicii erau plini de frică. De aceea Domnul la prima întâlnire spune, pace vouă. Femeile erau întristate în dimineața învierii. De aceea le spune, bucurați-vă. Și Domnul Hristos recuperează oameni și recuperează stări sufletești care trebuiau ei să le aibă. Toma avea destulă necredință, pentru că Domnul îi spune, nu fi necredincios, ci fii credincios. Toma a fost, de fapt, toată viața un om credincios. Un ucenic foarte devotat Domnului Iisus, un ucenic sincer. Dar dacă ar fi să-i atribuim o necredință, o vinovăție, dincolo de faptul că nu a fost la prima părtășie frățească, n-a crezut în spusele ucenicilor. Când ucenicii au spus, mi s-a înviat Domnul și ni s-a arătat, el a spus, nu cred. Ori noi ar trebui să avem încredere în frații noștri, în afirmațiile făcute de frații. Ar trebui să avem încredere unii în alții. Poate asta e singura vina lui Toma, dar în rest Toma a fost un om devotat lui Dumnezeu. Eu aș vrea să vorbesc câteva gânduri, ceva specific legat de Toma. El spune așa, până nu voi pune degetul meu în rana lui, în coasta lui, nu voi crede. Ce s-a întâmplat? În vremea aceea, plecând de la filozofii greci, care auzeau de lucrarea Domnului Iisus, a ieșit o învățătură. Ei spuneau că Iisus este fiul lui Iosif și al lui Maria. Este om ca toți oamenii. Dar la botez a coborât peste el Duhul Sfânt și Hristos era Fiul lui Dumnezeu. Și în persoana asta erau de fapt două personalități. Una umană și una divină. Iisus era Fiul lui Iosif și al lui Maria. Hristos era Fiul lui Dumnezeu coborât în Iisus în actul botezului, când s-a coborât în chip de porumbel. Ei, grecii spuneau așa, și unii din iudei au împărtășit învățătura aceasta. Când a fost Iisus prins, Hristos a plecat. Că era Dumnezeu, nu putea să moară Dumnezeu. Și a murit numai Iisus. Și Iisus a fost îngropat. Iar cel care vine acum să arate, îi iarăși Hristos. Și Toma a vrut să aibă convingere. Și a spus așa, eu vreau să-l văd, ăla care e înviat, e egal cu ăla care a murit? Este Iisus care a murit sau e Hristos revenit? Și de ce i-a spus? Vreau să pun degetul în palmă și în coastă. Și după ce a pus degetul în palmă și în coastă, el a spus, ăsta a înviat, e ăla care a murit. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, un singur personaj. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Și are Toma cea mai frumoasă exclamație din Scriptură. Domnul meu și Dumnezeul meu. Un alt gând legat, aseară mă uitam peste textul Scripturii, din Scriptură, din predicile fraților, din frământarea cugetului. În Isaia, capitolul 53, versetul 5, spune, dar el era străpuns pentru fără de legile noastre, zdrobit pentru păcatele noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut asupra lui și prin rănile lui suntem tămăduiți. Rănile Domnului Iisus ne vindecă pe noi. Ce avem noi de făcut? Domnul a chemat pe Toma și a spus, Toma, vino și pune degetul în rănile mele. Toți oamenii au rănile lor. Fratele, spunea să avem un cuvânt de mânghiere pentru cei bolnavi. Mă gândeam la frații care au trecut pe la spital, la frații care mai sunt la spital.
În rugăciunile mele zilnice l-am amintit pe Dorin Colesniu, pe Zânica Colesniu, pe Blându Samoilă, Ileana, Betan, Valeria, Ghimnici, Rafira, Dragoș Cristion, am auzit că nu se simte bine, pe Ion Onaru, a fost bolnav, pe Adi, pe alți copii. Deci noi avem rănile noastre, avem durerile noastre, avem supărările noastre. Dar Domnul cheamă pe Toma, spune, Toma, în rănile mele vină și pune degetul. Adică ce face Domnul? Cu rânile noastre, cu supărările noastre, cu bolile noastre, ne cheamă la El. Și în rânile Lui avem tămăduire. De-aia Domnul înțelepciune în ziua de azi, ca cu toate acestele cazuri, cu bolile noastre, și soția mea are vreo 3 săptămâni când e bolnavă, până acum a stat în pat, de vreo 3 zile a început să miște, ne bucurăm de ea, ne rugăm pentru ea. Pentru alți frați din țară, primit din Europa, multe telefoane. Ne-a rugat și pentru fratele Iuț Petronea, care e bolnav, Vasilică și Îndrinarul, pentru Iulian Calistu, i-a murit soția, pentru Bilius Ambros, am vorbit cu el, a murit soția, mamă, la 17 copii. Avem în mintea noastră pentru Drăgoie, adică Mirara cu Mancuța și pentru alții. Rugați-vă și voi pentru oamenii aceștia, că au nevoie de rugăciunile noastre. Dar Domnul spune, Toma, adă degetul și pune-l în coasta mea și pune-l în palma mea. Dacă plecăm azi cu gândul ăsta că noi cu rănile noastre, cu bolile noastre, cu durerile noastre, suntem chemați de Domnul, mergem la Domnul și în El găsim tămăduire. Slăvit să fie numele Domnului. Ce aș mai putea spune de Toma? Ați văzut dumneavoastră, la un moment dat, ucenicii și-au pierdut credința. Au avut îndoieli vis-a-vis de moartea, învierea și divinitatea Domnului Iisus. Dar Domnul nu și-a pierdut încrederea ucenicii. În rugăciunea din 17 Ioan spune, n-a pierdut pe niciunul. Deci în acel Petru care s-a legat cu blestem că nu-l cunoaște, Domnul s-a dus și l-a recuperat. Petru, mă iubești tu? Da, Doamne, mă iubești, da, mă iubești mai mult, da, Doamne. Dacă eram noi, poate fi Petru, nu-l mai chemam la adunare. Dacă Toma, care le ții la prima întâlnire, spunea fraților săi, eu nu cred până nu văd, până nu pun degetul, poate Domnul spune, n-am nevoie de necredinciosul ăsta. Dar Domnul a avut încredere în toți ucenicii și unul câte unul i-a chemat, li s-a arătat, a vorbit cu ei, li s-a descoperit și pe toți i-a recuperat. Și acum e o vreme de recuperare. Eu spuneam fraților că am avut un serviciu foarte dezorganizat, voi mă știți. 35 de ani lucra la calea ferată, plecam la 1 noaptea, venim la 3 dimineața. Plecam la 4 dimineața, venim seara, venim la amiază. Nu trezeam la ora 2 noaptea, familia, copii, hai să ne rugăm comunitatea. După aceea am început lucrarea de evangelizare, ne rugam duminica la masă, n-am avut un timp de părtășie cum ar fi trebuit să-l am. Ei bine, acum, cu ocazia asta, am chemat familia, suntem 7, cântăm, am încercat să cântăm și pe voci, mai falsăm, mai greșim, dar cântăm. Pulpitul un copil citește, ne rugăm, cu predica e mai dificil, că mai mult cântăm și ne rugăm. Dar asta am făcut și vrem să o facem și asta am recuperat-o. Spuneam de citirea Scripturii și poate mă aud și alții. La foarte multe invitații citeam de o Scriptură și spuneam, asta merge în introducere, ăsta e punctul 1, punctul 2. Îmi frământa mintea ce se poate spune din cuvântul ăsta. Că eu eram invitat ca să spun. Acum pun ochelare pe nas, așa că un om trecut de 60 de ani, și citesc cu plăcere iară de Sfânta Scriptură, de Iosif, de David, de Ilie, cu bucuria unui copil. Fără să fiu mai frământat ce ori spune frate, ce ori comenta cei din adunare. Și am recuperat niște stări care erau normale pentru noi. Doresc ca Domnul să le dea înțelepciunea, să recuperăm lucrurile care le-am pierdut. Domnul i-a recuperat pe toți ucenicii, au avut încredere în ei și i-a chemat pe toți și i-a făcut apostoli pe toți. Să avem și noi încredere unul în altul. Să recuperăm din stările care le-am pierdut, poate din cauza slujirii, a eforturilor noastre. Și Domnul i-a dat un timp de răgaz, al lui nume să fie binecuvântat. Închei. Domnul spune așa, Toma, ai văzut și ai crezut. Mai fericit de cei care n-au văzut și au crezut. Îmi plăcea gândurile unui om care spune așa, pe Domnul noi acum nu-L putem vedea.
Deci nu știu eu, pentru un dar profetic, dacă îmi descoperă. Pe Domnul acum nu-L mai auzim vorbind cum L-au auzit ucenicii. Pe Domnul acum nu-L mai putem pipăi. Când au început ucenicii să prezice, au spus ce am văzut cu ochii noștri, am auzit și am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă spune. Nu-L putem pipăi pe Domnul. Dar frumos spunea cineva, din simțurile pe care noi le avem, pe Domnul acum îl putem gusta. Psalmul 34 spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și noi acum îl gustăm pe Domnul când ne împărtășim cu trupul Său și cu sângele Său. Nu-L vedem ca ucenici, nu-L pipăim, nu-L auzim real, dar acum îl gustăm la fiecare act al cine e Domnul. Dumnezeu să ne dea binecuvântare. Vă transmit vouă celor care m-ați ascultat, vă transmit vouă celor care ne ascultați de departe, așa cum spunea fratele Viorel, salutări sfinte, harul și pacea Domnului și dorința de a aduce vremea Dumnezeu iară să fie adunarea plină. Amin. Amin, Domnul.